Am avut o zi extenuantă de mers cu automobilul spre câmpurile de bătălie franceze. Curțile bisericilor, orașele și satele devastate, o priveliște îngrozitoare care sfrângea inima. Nu există cuvinte care să poată descrie adecvat ce peisaje devastate cu cruzime am putut vedea. Părea că nu rătăceam, părea că rătăceam printr-un vis teribil și greu de imaginat. Nimic nu mai rămăsese în picioare. Totul era în ruină și distrus. Orașele și satele au fost cu totul șterse de pe fața pământului. Nu mai existau, sunt doar la trecut. Nu mai pot fi aduse niciodată la viață. Nimic nu se mai poate ridica din acele grămezi de piatră, moloz și cărămiz. Pământul care ne înconjura era o suprafață devastată din care se întrezăreau ca niște spectre, coroane și trunchiuri de copaci decapitați, mutilați, arși, stând ca niște fantome bolnăvicioase care nu aveau nimic de-a face cu ce știam să existe pe pământ. Iar peste tot, țărâna era răvășită de cratere mari, rotunde, pline cu apă. Din acest peisaj oribil, răsăreau sate moarte cu bisericile lor ca niște schelete, așa cum martirii biblici își plângeau agonia de pe cruce cerurilor indiferente. E teribil. E ireparabil.